Peste 50.000 de familii vulnerabile din Republica Moldova vor primi vouchere pentru a-și putea schimba electrocasnicele vechi pe altele noi în cadrul programului Rabla pentru electrocasnice, lansat astăzi. Bugetul proiectului este de 5,8 milioane de dolari, bani oferiți de Uniunea Europeană. Voucherele sunt oferite consumatorilor care s-au înregistrat anul trecut pe platforma compensații.gov.md și au primit categoria de vulnerabilitate înaltă. Mariana Mariț din Durlești este beneficiarul a două vouchere, unul pentru becuri LED și altul în valoare de 12.000 de lei pentru electrocasnicile incluse în program, frigider, aragaz electric sau o mașină de spălat. Am hotărât ca să ne luăm un nou frigider, fiindcă suntem o familie numeroasă și avem nevoie de unul mai încăpător, dar totodată și unul mai econom la energie. Beneficiarul achită 20% din valoarea echipamentului ales și va trebui să predea la schimb produsul electrocasnic uzat de același tip. Trebuie să aduci echipamentul vechi. Și acest echipament vechi nu va fi pur și simplu aruncat undeva la urnă, nu va fi pur și simplu într-o râpă, nu va fi la gunoi, el va fi reciclat într-un mod civilizat. Programul Rabla pentru electrocasnice este dezvoltat cu sprijinul programului Abordarea crizei energetice în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Agenția pentru Eficiență Energetică. So for the first time and it's a pilot program, so our ambition and aim is to learn from this experience to see how the public and private sector. Familiile care se înregistrează în acest an pentru compensații vor fi eligibile pentru programul de vouchere din 2024. Persoanele care se înregistrează pentru compensații în acest an au posibilitatea să selecteze unul din echipamentele sau cel mai mult două echipamente prioritare pe care dorește să le înlocuiască în locuințe. Unul din echipamentele eligibile pentru anul viitor pe care le propunem sunt termostatele ambientale pentru cazanele de gaz. Datele arată că doar înlocuirea unui bec incandescent de 60 de W cu unul LED de 10 W aduce economii de peste 300 de lei pe an.